Bărbatul de 47 de ani din Germania, ce a fost adus la unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean de Urgență ieri după amiază în urma unui accident de mașină, prezenta un traumatism craniocerebral cu comoție cerebrală, precum și fractura ambelor brațe. În momentul de față se află sub supraveghere medicală, este conștient, stabil hemodinamic și respirator.